puteți să întrebați un specialist. Noi am vrut să atragem atenția pe fond că aceste experiențe nucleare pot până la urmă genera un dezastru la nivel de planetă și afectează existența a 6 miliarde de oameni. Ați menționat că se vor forma niște mici găuri negre. Cum? Cum vă explicați? Cum vă explicați dumneavoastră? Acest lucru au spus-o specialiștii de la CERN, nu eu, fizicienii. Și vedeți, asta și unii fizicieni de la CERN au spus foarte clar că există probabilitatea să se producă o catastrofă la nivel mondial. În ce sens catastrofă? Adică o explozie? Sigur, se poate întâmpla și o explozie. Da, acele găuri negre de care au vorbit acei specialiști, știți că deja există și niște procese pe rol pentru a stopa acest experiment care va avea loc mâine. Noi deja am depus scrisori la toate ambasadele și am cerut tuturor statelor care sunt membre la CERN să întreprindă toate demersurile pentru asista acțiunea de mâine. Știți că cel care...